Stimați invitați, în conformitate cu dispoziția articolului 134, aliniatul 1 litera din codul administrativ, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 12, din 7 februarie 2020, emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând domnul consilier Toma Vasile. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Aș face niște considerații de legalitate când am încercat acest lucru despre specificitatea ședinței de astăzi. Așa făcând o glumă, ca să ne detenționăm, cred că avem bune condiții. Cred că avem vânt puternic, avem secetă și în curând o să avem campanie electorală. Deci, Doamne ferește, cu alte cuvinte. Evident că trecem peste așa ceva, să rămânem optimiști, să ne facem treaba, cum să spunem. Adevărată specificitate pe care eu am identificat în mod firesc, lucrând cu mai multe puncte de pe ordine de zi, cred că putem accepta ideea că încă mai suntem într-o perioadă de evaluare a activității sau a principalelor actori, dacă vreți, care formează administrația locală, care lucrează pentru destinul comunității. Apoi, mă gândesc în mod deosebit la evaluarea resurselor comunei bogdănești, atât în ceea ce privește identificarea lor, avem o evaluare a patrimoniului anual, care este foarte important. Problema de gestiune, ce s-a mai amintit în discuțiile cu dumneavoastră, este o problemă importantă pentru România. Și evident că noi ne interesează gestiunea bunurilor care formează patrimoniul comunei bogdănești. Avem și un domeniu de activitate, un câmp al dezbaterilor astăzi, referitoare la organizarea resurselor financiare, care este foarte importantă. Cum ne-am organizat? Cu ce plecăm la drum, va trebui să dăm dovadă de aceeași abnegație ca și până acum, să le ducem la îndeplinire. Tot la această specificitate privind planificarea activităților, de data aceasta reamintesc programul de investiții, care este următor, atât din perspectiva strategiei de dezvoltare locală, cât și din perspectiva așteptărilor cetățenilor, în mod ferit. Pentru conformitate, o să reamintesc ordinea de zi conform uzanțelor. La primul punct, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea calificativului pentru performanțele individuale ale domnului Ion Gioi Vasile, secretar general al Comunei Bogdănești, pentru faptul inițiator cu semnul. La punctul al doilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru 2020 și inițiator cu semnatul. Aici mulțumesc pentru prezență la sesiunea invitată doamnei Scutaru, care ne poate ajuta să întregim baza discuțiilor eventual. La punctul al treilea, un raport anual asupra situației gestionării bunurilor comunei Bogdănești pentru anul 2019 și inițiatorul tutemnat. Aici, la fel, salut prezența unei companii de numele Răcăuțeanu, care, în baza competențelor oficiale, la fel ne poate fi spre lămurirea unor aspecte. Rămânim în zona anunțată, și anume a resurselor financiare, la punctul al patrulea, având un proiect de hotărâre privind închiderea execuției bugetului local al Comunei Bogdănești de Topacău pentru anul care a trecut, inițiatorul subsemnatul. Și, în sfârșit, poate cea mai
importantă prin urmările care le generează sau le poate genera proiectul de hotărâri privind aprobarea bugetului Comunului Bogdănești de Săpacov pentru anul în care suntem deja, inițiator subsemnat la punctul 6, un proiect de hotărâri privind aprobarea programului de investiții al Comunului Bogdănești de Săpacov pentru anul 2020, inițiator subsemnat. Punctul al 7-lea propune tot un proiect de hotărâre, de data aceasta privind aprobarea utilizării excedentului bugetar a terenului anului 2019 la finanțarea programului de investiții subsemnată. Punctul al 8-lea propune un proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de Săpacov și din instituție, servicii publice aflate sub poderea consiliului local Bogdănești. Avem deja antecedente. Și ultimul punct, ceea ce facem atunci când este cazul, solicitări adresate consiliului local Bogdănești, care vor fi prezentate și dezbătute. Am dat atât. Nu am cunoștință să fi intervenit alte puncte care se necesite sau să oferă posibilitatea conform legislației luarea lor în dezbatere. Cine este pentru ordinea de zi anunțată? Mulțumesc. Predau ștafeta domnului președinte de ședință. Doamnelor și domnilor, punctul 1. De cuvântul domnului secretar de procesul. Am înțeles, procesul de plan a fost redactat și rămâne pentru ședința următoare. Deci, la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calificativului pentru președințele individuale ale domnului Olceriu Vasile, secretar general al Comunei Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Mulțumesc. Am anticipat un pic în legătură cu evaluarea pe care o facem la început de an. În diverse domenii, conform legislației. Nu este un precedent, dar mai e parcurs această evaluare, care este foarte importantă prin competențele și rolul pe care îl are secretarul general al unei unități administrative. Evident, din punctul meu de vedere, o fac cu plăcere și cred că toți încercăm această apreciere, pentru că domnul Vasile Vânciului, secretarul general al comunității, spunea că este unul din pilonii administrației locale, de ajutor celor care au nevoie pe terenul considerațiilor privind legalitatea documentelor. Și nu numai. Există, fără îndoială, o bază legală. O bază legală care vine din fundamentarea drepturilor, evident, ca obligatorii și mai ales a cultivării carierei funcționarilor publici. Dânsul are statul de funcționar public, face parte din organigramă pe care am onoarea să o coordonez. Toți funcționarii publici trec în acest procedeu de evaluare, conform unor proceduri alte decât cea de față. Faptul că evaluarea performanțelor personale ale domnului are loc în acest cadru sugerează, fără îndoială, într-adevăr, rolul important a funcției de secretar general al unei comunități. Acum o să dau citire propunere pe care am gândit-o. Urmând ca dumneavoastră, am toată convingerea, o să completați aprecierile, dezbaterea și, sigur, o să votați calificativul.
Deci în proiect de hotărâre avem privind propunerea calificativului evaluare performanțelor profesionale individuale ale domnului Ionceiu Vasile, secretar general al Comunei Voltenești de Tăbacu pentru anul 2019. Pentru anul 2019, probabil, domnul secretar a evitat denumirea numai de secretar. Nu? De ce n-a apărut sintagma completă, secretar general? La primul articol propun următoare. Aprobarea propunerii de acordare a calificativului evaluare performanță profesionale individuale ale domnului Ionceiu Vasile, secretar al Comunei Bogdanești de Bacău, foarte bine, pentru anul 2019. Și articolul al doilea, restul ultimul, formulare refată. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Ionceiu Vasile, secretar comună, primarul Comunei Bogdanești, doamne Toma Viorica, referent de Sfântul Umane și instituție prefectă de Bogdanești de Bacău. Atât de domnului. Domnul președinte. Comisia numărul 1, Jurică, în ședința de ieri, comisia a studiat materialul prezentat și a dat un aviz favorabil. Da. Te invităm la discuții. Doamna. Am apreciat întotdeauna și apreciez cu toată sinceritatea foarte bună pregătire profesională a domnului Ionceiu. În altul profesionalist pe care a dat dovadă întotdeauna în tot ceea ce face, de calitățile morale pe care acesta le dovedește, seriozitatea, amabilitatea cu care își tratează sarcinile și atribuțiile. Îmi exprim, deci, toată considerația față de ceea ce dumnealui desfășoară zi de zi. Sunt de acord cu calificativul de foarte bine cu consultanță. Și felicitări în continuare și mult succes! Vă mulțumesc! Domnul Grigore, dreptul. Da, și eu sunt alături de domnul secretar și cu cuvinte de laudă. Domnul secretar este ca o enciclopedie pentru comuna, pentru noi care lucrăm în primărie și îl felicit și îi urez multă, multă sănătate și spor la muncă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Se pune spre aprobare. Cine este pe ei? Abține? Împotrivă cineva nu. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul comunei compartimentului de asistență socială pentru anul 2020, inițiator domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Mulțumesc! Este un domeniu cu care ne-am mai întâlnit și la ședința precedentă, probabil că nu întâmplător, atunci am parcurs partea de evaluare. În mod firesc, așa cum anticipam, astăzi să ne punem de acord cu ce va face acest compartiment, care este trecut pentru mine un domeniu foarte sensibil, care obligă la o trăire specială, mai multă profundime și preocupare. Dacă v-am mai amintit, am precizat și data trecută că avem doi angajați. Să folosim acest termen generic, care au suficientă experiență și au foarte multă bunăvoință și suplinesc anumite limite obiective, mă gândesc la partea de comandare. Legiuitorul, evident, poate pornind tocmai de la aceste considerente, nu a lăsat la voia întâmplării nici acest domeniu de activitate. Mă gândesc la faptul că se pornește la întomirea acestui plan,
de la niște documente cadru. Practic, el trimite în teritoriu modele de abordare. Deci, cum trebuie să arate un plan bun ca să aducă rezultatele dorite. Este, poate, domeniul cel mai sensibil, dat fiind beneficiare final, sau care ar trebui să fie beneficiare final. Și anume, cetățenii aflați în dificultate, pornind de la copii, mă gândesc, sau ne gândim împreună la copii cu resurse mai puține, copii fără părinți, și la propriu și la figurat, mă gândesc la cei plecați afară, mă gândesc la resursele puține pe care bugetul central sau bugetele locale le au, așa ceva. Deci am apreciat și data trecută și am convingerea și pe data aceasta că acele premize reduse vor fi suplinite de în continuare de persoanele care lucrează și care am o colaborare specială cu doamna Scutaru, cu doamna Burlacu, în ideea de a ține situația sub control. Ați parcurs planul la ședințele. Eu l-am studiat cu atenție deosebită. Sigur, cred că am reținut cu toții că pornește de la o structurare necesară și care ne ajută să-l analizăm, să-l înțelegem și de ce nu să supunem unei dezbateri reale pentru a identifica soluții pentru mai bine. Are un scop, a văzut. Apoi are niște obiective. Definiția unui obiectiv, înțelegem clar ce înseamnă. Niște rezultate pe care trebuie să le atingem. Obiective la modul general, apoi obiective specifice. Aici trebuie să ne gândim la specificitatea situației din comunitate. Mijloace de realizare, atunci partea de finanțare este creionată ca atare. Eu îl consider un plan bun. Și evident că mai consider că poate fi acceptat de către dumneavoastră. Deocamdată atât. Dacă sunt completări, am spus că avem persoane care ne pot consilia aici. Să supun Comisia numărul 2. Comisia numărul 2 a studiat acest proiect. Așa cum spunea domnul primar, am constatat că acesta conține un scop, obiective generale și specifice, măsuri de realizare și am considerat că este un plan bine întocmit, așa că am acordat raportul favorabil de realizare. Cerizare favorabil. Vă mulțumesc. Cine vrea ca să înscrieți? Eu vă sugerez ceva. Pentru că aici suntem pentru o discuție aplicată și aveți situații specifice în zonă. De exemplu, știu că sunt niște situații deosebite în satul Filiper. Și e foarte bine, e o ședință care este televizată. Cei care vă votează au posibilitatea să vadă și să înțeleagă că vă preocupă foarte mult oameni, așa cum sunt ei. Poate au capacitate de autogestiune mai reduse, au resurse mai mici, vă interesează. Știți că avem, de exemplu, persoane din Filipești care au ajuns deja într-o situație medicală deosebit de precară și contagioasă. Și știți ce înseamnă o boală contagioasă? Doamne ferește, nu mă gândesc la celebrul virus. Ai putea să informezi românta pe cei din Filipești, în primul rând. În cazul foarte. Doamna Burlacu nu e aici, nu? Da, familie mai sărmane acolo, pe care le cunoașteți și
sigur ne interesează. La spătare, parcă avem un caz de TBC. Și la unul din copiii Zardu, Alin. Da. Am zis că copil sănătos sau adolescent sănătos, că îl vedeam prin vecin. Dintr-o dată s-a văzut că a ajuns într-o dependență nefastă și de asemenea vom la urmă. Sincer, îmi pare rău, așa, dar pare că în niște cauze totuși. Boala nu vine chiar de la sine. Mai avem ceva de genul ăsta în comunitate? Da. Asta am remarcat, nu întâmplător, că cele două doamne s-au preocupat și sunt internați, după câte știu, nu? La Bacău, că acolo au un centru special pentru tratament. Dar mai sunt probleme în continuare. Ar trebui pregăti terenul pentru reîntoarcerea lor, în momentul când acolo sunt declarați, mă rog, cel puțin ameliorați, și să reîntorc în familie. Vă dați seama ce se poate întâmpla dacă familia nu este pregătită. Îl preia să-l ajute. E vorba de medicație, e vorba de hrană și așa mai departe. Da, deocamdată atât intervenționat. Cum vreau să mai întâlnesc? Da, eu fiind consilier din zona de acolo, cunosc situația foarte bine. Chiar și familia Spătar, familia Zazu, dar la Spătar este o situație mult mai gravă decât pare. Copiii ăia nu au casă. N-au unde sta, în primul rând. Claudiu este internat în spitalul la TBC Bacău. Nu are buletin. Nu are unde să-și facă buletin. Deci situația este foarte... A dormit, de aia s-a ajuns și la familia Zarsu, ceea ce nu trebuia, dar fiind o familie mai... Bine, și cu situații mai precare, dar ăștia au milă de cei... Deci unul mai... În stării nu prea are milă de cei mai săraci și l-au primit și au dormit împreună, Claudiu și Alin, și de aia s-a ajuns la situația și al Zarsu. De aia vă zic că la Spătarul sunt doi, și Florin, Spătarul Florin și Claudiu. Acum iarna asta i-a lăsat proprietarul Zarsu Florea, care l-a cumpărat locuința aia care e deja părăsită și asta. Nu știu ce să facă pe viitor. Ei n-au venit, chiar n-au venit ca alții să ceară un ajutor social. N-au venit să ceară niciun fel de ajutor când le-au murit părinții, amândoi. Dar știți situația, toată lumea știe când au murit unul după altul și așa. Comunitatea s-a organizat, i-a mormântat, s-a făcut tot în asta. Dar pentru ei ar trebui să luăm seama de ceea ce se întâmplă. Să-i putem ajuta locuință ca locuință, dar măcar un ajutor social, măcar să le facem buletine. Ai tare vorbuit vreodată în sensul ăsta? Eu am stat. Claudiu a refuzat total să vină să ceară. Ce m-a rugat pe mine? Să-i fac mutație la mine. Eu mai am o casă bătrânească. Să le iau în spate. Urma să le fac. Să poată bătea de identitate. Da, să poată să-și... Aici, eu l-am spus, sunt niște dependențe, ca să nu spun altfel, de anumită mentalitate. Noi am făcut demersuri, fiți sigur, la toți cei care... persoane care au lucrat la UNICEF. Da. Claudiu l-a spus, da, anul trecut au stat pe capul lor ca să-și facă identitate. Pur și simplu au refuzat. Pentru că ei au pornit de la o speculație, din păcate. Zic, domnule, dacă nu avem act de identitate, n-are cum să mă amendez.
spătarul Claudiu. Total greșit și vedeți consecințe. El mi-a spus și cauza, cum și-a petrecut prieten, a fost la cartofi, la preț de cartofi. Bun, dar... Nu, acolo și-a pierdut prieten. Și după aia s-a rugat de mine... Nu se mai poate relua procedura de obținerea unui act de identitate? Poliția nu îți dă dacă nu ai un spațiu. Da, deci trebuie să le ia cineva în spațiu ca să... Eu am întâlnit cadrul, nu dau nume. Când mi-am rugat una alta... Da. Și dacă nu are act de identitate, normal că nici la ajutor social, chiar dacă s-ar încadra, n-ai cum să... Eu la băieții ăștia... Aici poți să mai lucrez. Claudiu și cu Florin chiar s-ar încadra acasă, nu au terenuri, nu au absolut nimic, nici nu au după ce bea apă. Se duce la păstică Berman, la omul ăla muncește, dă un blit de mâncare și a plecat acasă. Deci chiar numai pentru mâncare muncește copilul ăla. Deocamdată în situația asta sunt. Da, vă dați seama că primele lucruri, nu are rost să ne propunem o platformă irealizabilă. Să ne propunem niște obiective, exact despre obiective să vorbesc, cu caracter minimal. Să aibă identitate, domnule. Asta-i primul. Fără act de identitate, n-ai făcut nimic. După aia, nu știu, ți-ar putea încadra situația lor, nu mă ziceați, îi cunoști, în general. La Sarsul? Nu, la Spătarul. În ideea că se rezolvă problema... Dar noi să aibă buletinile, când am actorii de identitate, putem? Să aibă buletinile. Deci, deocamdată să amelioreze, să vină însănătoșit, cum se spune... Poate să vină Florin, să-și facă măcar pe aici. Mai primăvară, da. Dar dacă sunt amândoi, trebuie amândoi să-i prindă în păsară. Ajută-i cu... Partea asta ia în spate. După aia e legătura cu doamna Lămăiță, cu... Îi poate avea și Claudiu, cu Malinari. Să vină acasă, în sănătate. Da, să vină. Bun. Deci am identificat o posibilitate de a interveni împreună. Cine vrea să mai ia cuvântul? Se pune spre aprobare. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 4. 3. Da. Raport anual asupra situației gestionării bugetului bunurilor comunei Bogdănești. Pentru anul 2019, inițiator domnul primar. Deci aici nu suntem în fața unui precedent, am mai trecut prin asemenea necesare, eu le consider foarte, foarte importante. Prin lege sunt responsabil, sau una din responsabilitățile pe care le am, ca și ordonator de proces, să asigură gestionarea corectă, legală, și normal profitabilă pentru comunitatea a bunurilor de patrimoniu. Ați avut raportul compartimentului de specialitate pe care îl folosesc eu. Este raportul pe care doamna contabil îl întocmește în urma procedurii de inventariere. Deci, iată, vedeți că această diagnoză a situației bunurilor se face prin ceea ce cunoaștem cu toții, procedura de inventariere a tuturor categoriilor de bunuri, adică și materiale, și active financiare, și așa mai departe. Am mai făcut noi o evaluare, dacă vă mai amintiți, a masei impozabile. Mai înainte, undeva spre sfârșitul anului, care a realizat o estimare a veniturilor bănești care pot fi încasate și incluse în bugetul pentru 2020. Aici, sigur, probabil că aveți propriile concluzii, raportul este structurat foarte bine. Ceea ce
pentru mine este o nemulțumire, un semnal de alarmă, faptul că avem niște neîmpliniri la, la partea de realizarea venitului. Dacă pare rău că noi doamna contabilă aici, probabil... Da. Sunt convins că, cel puțin o parte dintre dumneavoastră, l-ați parcurs. Eu mi-am pus niște semne de întrebare aici, la nerealizări. Așa, pe partea de venituri, ați văzut că sună frumos, avem 90% realizări venituri proprii, dacă vă mai amintiți. Dar avem cei 10% care nu înseamnă chiar puțin. Doamna contabil pleacă de la premiza și folosește sintagma asta definită clasică. N-am nicio, cum să spun eu, nicio problemă de natură personală, dar nu mai putem să ne ascundem după, după fraze. Că asta e puterea de plată în comunitate. Și, cum să spun eu, ne ascundem după fatalism. În parte este adevărat, da? Sunt și oameni care mă de singure, știți că persoanele în vârstă au, la un dat, acea îndemnizată, sau pentru cum mai spune minimă, au, poate, și situații când realmente, într-adevăr, dacă și starea de sănătate este mai sufletă, nu pot plăti. Dar sunt și persoane solvabile. Deci, eu sunt de părere că întreg compartimentul contabilitate, partea de venituri, care ține de identificarea insolvabilităților sau a celor răi platnici, la doamna Alina, doamna Ursac de Lenuță la, la caserie, păi, domnule, trebuie să încaseze. Avem niște restante de vreo, cum să spun eu, 50.000 de lei la, la salubritate. Aici trebuie aplicate procedurile legale. Pentru că dacă rămânem în zona responsabilității, ne punem problema să nu o să mai achetăm facturile la Adis Compres. Noi am mai discutat despre zona asta foarte sensibilă a finanțării, colectării deșeurilor municipale, cum se spune. Pe de o parte, domnul Grigore să călărească sau să însoțească mai călării mașina de gunoi, e mai greu așa, probabil, domnul Grigore, dar de însoțit. Și deja au apărut primele rezultate. Însoțind în ziua de vineri, când sunt eu singură zi, deși n-ar trebui, ar trebui cultivată relația asta, nu pe bază de, știu, de teamă, să spunem. E vorba de comunicare și calitatea comunicării, domnul Grigore. Aici se recomandă, așa, ca profesor sunt pensional, da? Nu mai e problemă. Dar în momentul când reușești să te apropii și de prieteni și de neprieteni și stai de vorbă cu el, te explici că nu e bine pentru că suportă consecințele toți, să vezi cât prezintă acum în campania electorală. Într-adevăr, s-a diminuat cantitatea. Poți să comunici colegilor? Eu. La cum ați văzut? Informați pe ei, nu pe mine, de mine ești tot. Dar aveți un pic răbdare să le iau de la doamna Viorica, dacă... Da, să-ți iei cuștiri. Da, nu. Statistica. Nu-i vorba de statistică. Doamna contabilă, aici la compartiment. La început, în ianuarie, până acum, au stăzut cam 2 tone jumătate colectarea la... La deșeuri, da? Da. Cam 2 tone și... Este drumul cel bun. Deci, la 28.000 am ajuns la 7. Doamna contabilă, eu nu cred că
E bine să mergem după explicația asta, că nu e bine. În sensul că avem niște neîmpliniri la partea de colectare și aici e folosit o sintagmă care mă întâlnită și în anii precedenți. Puterea de plată scăzută este valabilă până la o anumită limită. Dar în cadrul contractului, în mod sigur, se poate diminua restanță mai atenție la colectare, la partea de venituri, la casier. Faceți analize, cum spune legea săptămânal, și făcut teren de aplicată toată procedura. Că... O să încep? Vorbesc? A, da, chiar te rog. Da. Pe data de 31.1.2020 am colectat 7.000 de lei. Da, îi spune comparativ cu o lună în amonte, cu o factură în amonte care pare mai... Nu, că aici așa, o dată mai crește mai mult, o dată mai puțin, mai sunt și crește. Iar, de exemplu... Mi se pare mai ușor de interes pentru toată lumea. Doamna Toma, de exemplu, pe documentația pe care are, sugera că o scăzut undeva la câteva tone, 2-3 tone, nu? Da, da. Ce înseamnă că începe drumul, dacă conjugăm și cu eforturi pentru partea de colectare. Numai că... Va fi mai bine, nu? Nu prea înțeleg toți. Ei duc acolo și acum am... Domnul Grigori, deci ce-am prințit? Nu am văzut de prințit în lumea, nu mai suportă nici aparat. Bun. Atât am avut. Dacă dumneavoastră ați mai sezizat și alte posibilități la îmbunătățirea gestiunea de natură financiară, nu știu ce. Am vrut să sezizez faptul și să încurajez demersul început de domnul Grigori. Și am spus împreună cu partea de colectare că și asta e problema noastră. Alegerile viitoare vin să trec, dar problema asta rămâne. Atât. Dacă mai sunt discuții, cine mai dorește? Acum trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind închiderea execuției bugetului local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2019, inițiator drumul final. Da. Deci, observați că suntem tot în zona de evaluare. Noi am realizat periodic analiză de execuție la 3 luni, cum precizează legea finanțelor publice locale. Acum, în mod firesc, este analiza finală. Și am considerat și în expunerea de motive că este util această dezbatere. Mai ales dacă ne printr-un minim efort de memorie, ne reamintim și considerentele de la analizele precedente, trimestriale, și mai ales dacă ne uităm la valorile propuse, deci valorile de la finalul execuției bugetare, la sub anului 2019. La venituri avem 3.196.407 lei și la cheltuieli 3.311.798 lei. Deci vedeți această diferență care arată niște nerealizări la partea de venituri în legătură cu ceea ce am discutat. În ceea ce privește legalitatea execuției bugetare, pe bună dreptate, doamna contabilă a precizat în raportul dumneavoastră, eu însușesc aprecierele, nici nu mi-aș putea permite altfel. Înseamnă, ori că am fost complic, ori că cineva
faci afirmații nefondate. Deci atât la partea de funcționare. Vă amintiți că bugetul are două părți. Partea de funcționare și partea de dezvoltare. Cheltuielile, mai ales, aici bine să reamintim, s-au realizat cu respectarea legislației în vigoare. La partea de funcționare stăm mai bine, ca și procent de realizare, la partea de dezvoltare la investiții știți de ce stăm mai slab. Pentru că noi a trebuit anul trecut în mod special să cheltuim pentru capitolul care se numește alte cheltuieli de investiții pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și așa mai departe. N-am trecut la execuții decât la începutul anului ăsta. Aici stăm cu un procentaj mai slab. Mă sigur vom recupera dacă ritmul lucrărilor va fi bun, cum pare a pleca la treabă. Să putea să ne ajungă bani de la contractare și atunci vom trece în zona de cofinanțare care se poate realiza din veniturile proprii. În întâmplător avem și proiecte hotărâre care se intitulează aprobarea utilizării excedentului bugetar. Eu am dat atât. Predau ștafeta. Comisia numărul 1. Da. Doamne și domnule consilieri, stimați invitați, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâri și a dat aviz favorabil pe acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții. Aici avem un articol unic pentru respectarea legii. Ceea ce vă propun, îl cunoașteți. Aprobarea închiderii exercițiului bugetar la Comuna Bogdanul de Tăbacău pe anul 2019 la partea de venituri în sumă de 3.196.477,55 lei, iar la partea de cheltuieli 3.311.798,29 lei. Atât. Ce puteți spune la vot? Nu se pune la vot. Cine este pentru? Cine e împotriva? Dacă se abține cineva? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Bobănești, județul Bacău, pentru anul 2020. Inițiator, domnul primar. Da, mulțumesc. Pentru mine, de obicei, nu este drag acest proiect de hotărâre când avem bani la comun. Când avem bani mai puțin, mă rog, trebuie să ne facem datoria legală, în schimb, adică în sensul de a ne organiza resursele și mai ales pe ale detalia. Nu întâmplător, legea administrației publice spune că este una dintre cele mai importante hotărâri pe care le adoptă Consiliul Local pe parcursul unui an. Aș porni de la premisa că beneficiem de un buget bun. Pornim de la ideea că, așa după cum este o construcție teoretică de organizare a resurselor financiare, nu vine de nicăieri această organizare, sunt și elemente de continuitate. Mă refer în primul rând la cum am precizat cel puțin la atingere așa, pe partea de investiții. Sunt așa numitele investiții în continuare. De exemplu, proiectul de apă și canalizare este un proiect în continuare. Chiar dacă anii precedenți am fost obligați de situație, a spus consumăm mai mult timp datorită unor consecințe care vin din sistem. Nu întâmplător la toate analizele, am accentuat inclusiv dependența veniturilor bugetare de sistem.
atât de, ca dovadă că primim sume de la bugetul central prin administrația financiară, dacă v-am mai amintit, sau prin Consiliul Județean, cât și de microsistemul local. Nu întâmplător, spuneam că primim mai mult bani din impozitul pe salariile. Raport cu numărul de aia spune că este foarte important dacă vrei să ai buget bun, venitul bun, să ai agent economic, o anvergură. Și aici nu stăm rău. Inclusiv formula de calcul pentru impozitul de venit este mai permisibilă pe actuala lege, acel 66%. Avem un plan estimativ, fără îndoială, cât am putea primi aici cam 1.200.000 sau 1.400.000 cât avem doar la contabil, la impozitul pe salariu. 12.400.000. Deci, 1.200.000, trebuie să vedem anul trecut, când a fost mult mai mic, vreo 740.000. Deci, sunt premise bune. Am primit, de asemenea, credite, poate piste așteptări, din cota aceea de 6%, care este repartizată Consiliilor Județene, prin legea bugetului. Probabil că nu chiar întâmplător, să iei de un context viitor electoral, am primit adusul documentate de un secret. Adresa de la Consiliul de Trampi, care ne-a fost repartizat atât pentru drumuri, pentru întreținerea drumurilor, mă rog, cât și pentru echilibrarea bugetului, cumulat pe cele două articole, cam 600 de mii, deci 6 miliarde. Acest lucru ne ajută. Asta este și strategia mea ca ordonator de credit. Să asigurăm secțiunea de funcționare a bugetului la modul onorabil, ca să punem bănuții deoparte pentru cofinanțarea la apă și canalizare. Știți cât trebuie să punem? Peste 20 de miliarde. Ceea ce putem pune deoparte acum, plus excedentul bugetar, ne va fi de folos. Că firmația e pusă pe lucru. Că trebuie să fim foarte atenți cum relaționăm pe partea financiară. De aceea suntem aici. Intenționează când o să dea drumul la lucrări cam pe la jumătatea lunii martie și timpul, cel puțin pentru a doua jumătate a lunii februarie, se anunță permisibil. Chiar asta că au început să face conducta de la capătul Filipeștelui spre stația de ridicare a presiunii, se lucrează în zona stației temporare. Ei pe zona drumului pot lucra cu două echipe, sau două sau mai multe echipe, deci nu întâmplător grija pentru venituri și pentru partea de cheltuieli. Nu am alte comentarii. Ar trebui să vă repet cum este structurat, că respectă principiul de legalitate, ca de obicei, aceste lucruri știute. Cred că este mai important să știm și să știm în mod cert, că să avem grijă, să știm ce vrem să facem cu bugetul ăsta. Am spus, asigurăm partea de funcționare, dar trebuie să asigurăm bani pentru partea de dezvoltare, că asta rămâne după noi. Atât, mulțumesc. Să-i dau citire proiectului. La primul articol comun, aprobarea bugetului Consiliului Local al Comunei Bogdanești de Tobacău pentru anul 2020, în sumă de 18.743.990 lei la secțiunea de funcționare și dezvoltare, atât la partea de venituri,
cât și la partea de cheltuieli conform a mesei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Aici sunt prinse și creditele obținute prin contractul de finanțare. Doamna, tot, inclusiv fondul excedent. Și excedentă, e băgată aici. Deci, așa se explică faptul că este un buget istoric, nu? Comuna Bogdan n-a mai avut niciodată bugetul ăsta, dar, repet, trebuie să avem grijă cum o cheltuim pentru partea de dezvoltare în primul. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către doamna Răgăuzeanu Romine, consilier în aparatul de specialitate a Comunei Comunei Regionale. Al treilea, ultimul, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ciori Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanești, compartimentul financiar, contabilitate și instituției prefectului județ Bacău. Atât, mulțumesc pentru bunăvoință. Comisia numărul 1 da. Doamne și domnule consilier, stimați invitați, Comisia numărul economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Să scrie ceva la cuvânt? Să puneți pe aprobare. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Ce preț a luat? Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții ale Comunei Bogdănești, județul Bacău pentru anul 2020, inițiator, domnul primar. Mulțumesc. Nu se paradoxal prea mult, pentru că deja am mai vorbit în contextul ședinței de astăzi și s-au putut deduce investițiile. O să le reamintesc, în primul rând, avem construire post din beton armat, un singur fir de circulație ce este revoidut în zona Slobozie, în satul Bogdănești, Comuna Bogdănești. Este, ceea ce aminteam, la un moment dat, investiții din continuare, practic. La punctul al doilea, în mod sigur, cel mai important proiect de hotărâre și cel mai mare ca și valoare. Îmi amintesc într-o discuție la Inspectoratul de Stat în Construcții, cotat cam al patrulea proiect din județ ca valoare. Deci realizarea rețea de apă potabilă și canalizare, satele Fidepești, Bogdănești, Comuna Bogdănești, de Săpacău. Au mai fost trecute ca obiective noi, propriu zis. La subcapitolul alte cheltuieli de investiții, un aparat Xerox, în funcție de o anumită valoare, el trece de la obiecte de inventar, chiar dacă e un aparat Xerox, trebuie să prind la investiții, și o centrală termică care o cedat. În urmă, chiar de începutul anului, am un noroc de timpul permisivului. Ea deja e achiziționată, numai că trebuie să intrăm în legalitate. Deci, cele două proiecte și aceste obiective situate din perspectiva teoretică, ca și investiții sau alte cheltuieli de investiții. Atât. O să vreau să fie și proiectul de hotărâre. Comisia numărul 1. Nu mă obiectă, domnul președinte. La primul articol propun aprobarea programului de investiții a UAT Bogdănești de Bacău pentru anul 2020, conform listei obiective de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al UAT Bogdănești. Lista s-a strucat. Articolul al doilea, după aprobare primarul Comunei și doamna Răgăuzeanu Romina, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărârea. Împreună, de fapt. Articolul al treilea, ultimul, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Ciori Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului județul Bacău. Atât, mulțumesc. Comisia numărul 1.
Da, doamnă și domnul consilier, stimați invitați, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și ce dată aveți favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Discuții? Se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar aferent anului 2019 în finanțarea programului de investiții în anul 2020, inițiator domnul primar. Mulțumesc. Și aici expunerea de motive cu sau fără ghilimele, cum vreți, practic am fost prezentată. Pentru știința celor care poate nu sunt aici, dar o să fie interesat de această situație, cred că e cazul să reamintesc când înseamnă excedent. Excedent înseamnă a fi ceva peste. Excedent bugetar înseamnă ceea ce nu s-a cheltuit din bugetul comunei și conform legii se reportează, adică se transmite la bugetul local pentru anul următor. Este vorba evident de legea finanțelor publice locale 273 din 2006 cu completări, republicări și așa mai departe. Deci, pe românește, fiind banii noștri, banii comunei. Îi putem cheltui și am folosit această expresie specifică și la investiții. Bănuiți lege mai pot folosi și în alte. Eu niciodată, mă rog, poate ca gol de casă, cu recuperare, nu am cheltuit decât la investiție, ar fi și păcat. Și am spus de ce? Pentru că avem o cofinanțare pe care trebuie să o avem când se termină banii de la Ministerul Lucrărilor Publice, cum se numește acum Ministerul Dezvoltării. Vă dau citire proiectului de hotărâre la primul articol. Propun aprobarea utilizării sumei de 1.128.586,19 lei prin excedentul bugetului UAT Bogdanești din anul 2019 pentru realizarea unor lucrări cuprinse în programul de investiții pentru anul 2020, care tocmai ați avut bunăvoința și l-ați acceptat. Articolul al doilea, după aprobare, primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romenea, consiliere în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdanești, vor duce la îndeplinire hotărârea, al treilea articol și ultimul. După aprobare, secretarul comunei, domnul Înțeleu Vasiliu, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdanești, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului de Bacău. Atât, mulțumesc. Comisia numărul 1. Doamne și domnule consilier, stimați invitați, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâri și a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Cine se scrie la discuție? Se pune spre aprobare. Cine este pentru? Cine se abține? Cine împotrivă? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCI Bogdănești, numărul 25 din 3 aprilie. Îi dau eu citire, pentru că am modificat. E vorba despre același lucru, aprobarea salariilor de bază, dar cer permisiunea să-i dau citire în forma prefăcută. Deci proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcționare publică și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești, Petru Bacău, pentru anul 2020. Poți să continui? Aici, înainte de a prezenta proiectul de hotărâre, aș vrea să reamintesc
cadrul legal. Noi am mai procedat anul trecut, doamna Viorica Tomanu, pe legea 153, legea salarizării, o lege care a stârnit, prin vorba de salarizare, discuții, dacă vă mai amintiți, când era ministrul doamna Vasilescu și așa mai departe. Legea salarizării nu poate niciodată pe toată lumea. Cum se spune, nici Dumnezeu nu-i impactă pe toți, cu tot mai mult o lege a salarizării. Ce am avut noi de făcut? Au fost cazuri când salariile s-au modificat prin efectul legii. Două cazuri, doamna Viorica, aici par fi la Mimi Burlacu, nu? Și la doamna Pușcaș. La doamna Pușcaș. Acolo niște tranșe care ajung cu finalitate până în 2020, dacă vă mai amintiți. Ele nu figurează aici. Aici este vorba de cele 17 persoane angajate cu statut juridic de personal contractual sau funcționar public, conform acelorași prevederi de anul trecut. Pe principiu, cum spunea Guta Vasilescu la momentul respectiv, am reținut, am băgat la cap, cum se spune atunci. Normal e vorba de autonomie, da? Autonomie știți ce înseamnă? Că te împinzi cât îți iese plapăma. Doamna Vasilescu spunea așa, în legătură cu legea salarizării la un moment dat, că normal era interpelată din toate colțurile țării la propriu, la figurație. Dom'le, când ordonatorul de credit conform legii propune salariile, atunci arată pentru ce este primar acolo. Să dea numai salarii sau să mai facă și ceva pentru comunitate. Pentru că eu vin aici în Consiliu cu niște propuneri, da? Domnul secretar, pentru că suntem oameni cu discernământ aici. Propunerile mele pot fi validate sau invalidate? Consiliul poate veni cu alte propuneri? Legea asta, Consiliul aprobă la propunerea ordonatorului de credit. Am înțeles. Poate face alte propuneri? Eu am spus ce spune legea. Parcă numai ordonatorul de credit. Deci eu am spus ce spune legea. Așa. Deci Consiliul local aprobă la propunerea primarului. Acum, legea bugetului, la un moment dat, dacă v-am amintit, în mod sigur ați fost cel puțin curioși. La demnitarii lucrurile sunt clare. La primar și la viceprimar, o căutat tăra cu domnul Grigore, dar nu o găsit. Nu, este ordonanța de urgență numărul 1 de 2020. Am căutat și a fost la mapă. Stai așa, ce vreau să spun. Îndemnizații noastre rămân blocate. Deci nu a crescut cu niciun leu. Așa este, domnul secretar? Așa este. Și implicit și salariul meu. Și nici secretarul general al comunei, el nu poate depăși salariul viceprimarului. Acum, aveam de ales, exact cum spuneam, cum folosim bani. Aici sunt convins că, știu, am stârnit și supărări. Puteți profita că o parte dintre colaboratorii mei din primărie, sunt sigur că nu sunt mulțumit de salarii, apropo de campania electorală. Eu pot să afirm aici că aveam și varianta să le blochez și lor venituri nete de anul trecut. N-am făcut asta. Dar, și încerc scuz public, dacă consideră și unii dintre ei, într-adevăr, poate au motive să fie supărat că am fost cam gârcit cu salariile. Dar vă dați seama că apasă cele 21 de miliarde care ne mai trebuie ca să canalizăm apa și canalizare. De ce am ținut undeva scutul la mine?
față de cei care, pe care i-am dezamăgit, s-a așteptat la mai mult, poate și eu îmi doream. Dar asta e crucea pe care o port. Trebuie să hotărăsc într-un fel sau altul. Propunerile le cunoaște, da? Da. Am văzut că ele sunt grupate în anexa la proiectul de hotărâre. Începe cu domnul secretar. Noi nu primim salariu. Eu zic cu rigore, primim indemnizații. Probabil de asta nu figurează aici. Apoi... Nu, și pentru faptul că ale dumneavoastră sunt stabilite prin efectul legii, prin coeficienți care sunt stabiliți în legea salarizării, chiar dacă... Chiar dacă rămân blocate. Anum. Nu, chiar dacă n-ar fi fost blocate, nu apăreau aici. Da, 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 nu este problemă. Ați văzut că sunt angajați cu studii superioare, sunt niște coeficienți. Coeficiente este, nu fac parte de lege, dar în administrație locale se uzitează. Persoanele care îndeplinesc aceleași condiții, vechime, în zona profesională și așa mai departe, angajați cu studii medii și cei care probabil, nu știu dacă au studii medii, cei din partea de jos, a listei, Viorica? Asistenții personali? Nu știu la ce lanț, care, care fac parte din peisaj, cu paznic, guardul, și așa mai departe. Da. Și asistențe personali. Acum o să dau citire proiectului de hotărâre la primul articol. Propun stabilirea cu data de 1.1.2020 a salariului de bază lunare pentru funcționare publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdan Iurgiu Bacău pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire către doamna Răgoteanu Romina Consilier și doamna Viorica referent resurse umane în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdane, al treilea din Șeoldun. După aprobare, secretarul general Comunei domnul Hunțioi Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdane, compartimentul financiar contabilitate. Doamnei Toma Viorica, instituție prefectului de Săpacău și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Comisia numărul 1 descurcă. Doamne și domnule consilieri, stimați invitați, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil. Acestui proiect. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, deci, se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acest proiect s-a mulțumesc. Acest proiect s-a mulțumesc. Punctul 9. Solicitări adresate Consiliului Local Bogdănești. Pentru asta nu sunt solicitări adresate Consiliului. Atunci, declarăm ședința acestei.